filozofia este un mod de viață, ceea ce presupune gândire critică, alegere, preocuparea pentru valori, promovarea autenticității, eliminarea falsului, nedreptății și urâtului din viața noastră, adică identificarea unor modele autentice. Pentru toate acestea, bineînțeles, curentele filozofice, marile cărți ale filozofilor importanți reprezintă cea mai legitimă și generoasă sursă. Că e nevoie de o combinație între cele două, pentru că e important să cunoaștem curentele pentru a avea o perspectivă asupra întregii lumi, însă cred că experiențele de viață, oamenii pe care îi întâlnim și toate contextele sociale, economice în care trăim, ne influențează și ne ghidează în a ne construi propriile filozofii. Deși noi, ca ființe sociale, suntem întotdeauna influențați de alte curente, totuși doza de unicitate este dată din faptul că nu putem ieși dintr-o anumită paradigmă fără a intra în alta, fără a adopta alte perspective și tocmai unicitatea se reflectă prin faptul că noi putem îmbina mai multe aspecte, învățături pe care le luăm și le internalizăm. Și așa, practic, suntem oameni unici prin faptul că avem gândiri diferite și nu ne asemănăm cu ceilalți. Faptul că și politicienii, la fel ca orice altă categorie profesională, sunt în felul lor o oglindă a întregii societăți. Prin urmare, a căuta un fel de model unic sau un standard al politicianului este mai degrabă ceva utopic. Cred că politologia este o știință care evoluează, însă cred că toți politicienii ar trebui să cunoască normele ei. Unii le respectă mai mult, alții mai puțin. Unii sunt deschiși către comunicarea cu membrii societății, alții mai au de lucru la chestia asta și atunci cred că soluția este o comunicare mai deschisă, care sper că se va întâmpla cât de curând și toți politicienii vor folosi mijloacele puse la dispoziție pentru a obține lucrul ăsta. Dacă stăm să ne gândim la modul în care vorbește, modul în care își alege informațiile, am putea spune că un politician bun de calitate ar trebui să fie mereu la curent, să obține informații, să poată să intre în contact cu oamenii, să fie un bun negociator și până la urmă să se facă apreciat de către lume și scopul final este de a obține puterea politică. Dacă ajunge la acest scop, putem spune că scopul lui a scuzat mijloacele. Cred că un termen cheie care ar defini foarte bine comunitatea Universității de Vest din Timișoara este acela de dinamică. Universitatea de Vest din Timișoara este o entitate în schimbare, în permanentă adaptare, în permanentă creștere, care își asumă din ce în ce mai mult și din ce în ce mai adecvat niște valori specifice societății contemporane și niște valori specifice educației secolului în care trăim. Cred că ne unește pasiunea pentru educație și faptul că înțelegem cât de importantă este ea în evoluția tinerilor care își doresc să crească pe plan profesional. Misiunea supremă pe care o are orice instituție de învățământ este aceea de a ajunge să formeze caractere, de a forma deprinderi și aptitudini pentru un viitor om al muncii, angajat pe piața muncii și anume aceasta că se investește în om. Un vechi proverb chinez spunea că dacă dorim să plantăm ceva durabil pentru un secol, trebuie să investim în oameni.